Operatorul de dezăpezire al Sucevei, Diasil, a intervenit duminică noaptea cu 24 de utilaje pentru dezăpezirea străzilor și a trotuarelor din municipiu. Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovski, și-a exprimat luni dimineață nemulțumirea față de modul în care a decurs operațiunea de dezăpezire în municipiul Reședința de Județ. Însă explicația primită a fost că în intervalul 7:30-8:30, utilajele de dezăpezire au fost blocate și ele în trafic. În municipiul Suceava, așa cum puteți observa, ninge. E drept că la primele ore ale dimineții circulația a fost destul de anevoioasă. Repet, s-a circulat în condiții de iarnă. Am acționat cu 24 de utilaje începând cu noaptea de duminică, în așa fel încât luni să se poată circula în condiții bune în municipiul Suceava. Trebuie spus clar că la primele ore ale dimineții am fost nemulțumiți de modul de dezăpezire, dar explicația logică până la urmă a fost că între 7:30-8:30 utilajele de dezăpezire sunt și ele blocate în traficul din municipiul Suceava și, bineînțeles, din soare abundentă. Se știe clar că atunci când ninge, aceste utilaje nu au eficiență maximă. Am acționat și vom acționa în continuare pe străzile principale care sunt la negru în momentul de față, pentru că s-au oprit parțial din soarea, după care acționăm pe străzile care adună fluxuri de trafic și apoi urmând să intrăm în cartiere. Trotuarele din municipiul Suceava vor fi și ele curățate. Am acționat în stație de autobuz și în zona unităților de învățământ la primele ore ale dimineții, urmând ulterior să acționăm peste tot. Totodată, viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovski, a ținut să le reamintească agenților economici obligațiile pe care le au față de municipalitate. Trebuie spus clar că sunt și niște obligații ale agenților economici, obligații care au fost reamintite la fiecare însoare de către cei de la poliția locală și lucru care se întâmplă și în momentul de față. Se merge cu acele informări în care le spunem clar că trebuie să-și curețe trotuarul adiacent spațiilor comerciale, în caz contrar riscând amenzi. Totodată asociația de proprietari și ele trebuie să se implice, dar acolo unde primăria municipiului Suceava are competență, va trebui să acționăm mai mult, pentru că până la urmă sunt taxe și plătite și impozite plătite de suceveni și aceste taxe trebuie să se vadă undeva. Cerem și indulgență pe cât e posibil, pentru că v-am spus, atunci când ninge nu avem eficiență, să ne bucurăm de zăpadă, pentru că nu am prea avut sezonul acesta, nu doar anul acesta, și vreau să vă asigur că cei de la primărie sunt în alertă, ținem în comandamente și sper să se vadă în oraș. Viceprimarul Harșovski a făcut un apel la suceveni să apeleze primăria municipiului Suceava sau dispeceratul operatorului de dezăpezire Diasil dacă vor să semnaleze zonele cu probleme. Rog sucevenii să apeleze primăria municipiului Suceava sau dispeceratul Diasilului acolo unde sunt probleme și dacă într-un timp rezonabil nu se rezolvă, mă pot contacta fără nicio problemă, în așa fel încât să vedem ce măsuri luăm, pentru că cei care sunt responsabili de la primărie trebuie să-și facă treaba, sunt plătiți din banii sucevenilor și aceasta este fișa postului, răspund de ceea ce fac. Așteptăm să vedem când se finalizează această vertizare de ninsoare. Vom acționa cu material antiderapant, nu acționăm cu petriș, cu nisip, ci doar cu sare și zona Institutului de Învățământ, a trecerii de pietoni, cu clorură de calciu. Potrivit ANM, începând de luni, de la ora 11 și până marți, la ora 20, sunt așteptate intensificări susținute ale vântului însoțite de ninsori viscolite în sud-estul țării. În cursul zilei de luni va mai ninge slab în centrul și sudul Munteniei, estul Olteniei și pe arii restrânse în Moldova, Transilvania și în zonele de munte.